Având în vedere situația epidemiologică actuală, polițiștii, împreună cu ceilalți lucrători din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne, dar și în colaborare cu reprezentanții ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ai Direcției de Sănătate Publică Suceava și Inspectoratului Teritorial de Muncă, au intensificat în acest weekend activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de SARS-CoV-2. Au fost suplimentate patrulele în teren, iar unitățile economice care au ca obiect de activitate organizarea de evenimente private au fost controlate după ce în prealabil administratorii acestora au fost instruiți cu privire la respectarea gradului legal. Urmarea acestor activități a fost stopate mai multe evenimente private care se derulau cu încălcarea normelor legale și au fost întocmite dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor și au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale. Doar în ultimele 24 de ore au fost verificate 147 de societăți comerciale, persoane fizice autorizate, obiective și locații cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse. Au fost verificate 719 persoane cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse și au fost controlate peste 80 de mijloace de transport. Polițiștii au aplicat 216 sancțiuni contravenționale conform legii numărului 55 din 2020 în valoare de 44.850 de lei. Au fost desfășurate la nivelul județului peste 20 de acțiuni punctuale în piețe, târguri și zone aglomerate.